Hei, salutare! Astăzi este despre cele mai tari trailere de la ediția cu numărul 6. Este despre festivitatea de premiere a celui mai inedit festival de film scurt din țară, The Book Trailere Movie, o ediție la care pentru prima dată au participat și copiii de clasa 5-a și a 6-a la categoria Movie Kids. Ce s-a întâmplat la premiere? Vedem acum. Premiul întâi, Shadow Shoot. Indiferent de obstacolele pe care le-ați... Am emoții foarte mari. Indiferent de obstacolele pe care le-ați întâlnit, bănuiesc că a meritat. Și vreau să-i încurajez pe toți să continue, să citească și să creeze, pentru că asta ne ajută să ne dezvoltăm. Ce mulți, de unde sunteți? Ploiești. Din Ploiești, ce frumos! Cum a fost experiența? În primul rând vă mulțumim, chiar nu ne așteptam. Experiența a fost super, de la început și până la sfârșit. Să ne coordonăm toți 10 cât suntem. A fost o experiență, dar ne bucurăm că a meritat, că am reușit să câștigăm ceva cu treaba asta. Vă mulțumim că ați făcut ca Bubi să devină parte din viața noastră și știm foarte clar că în orice moment al vieții noastre ne vom întâlni, pentru că am format prietenii pe viață și vom ști să trecem peste orice moment greu, pentru că așa am făcut și la filmări. Când filmam, am învățat pentru o viață întreagă. Pentru că știm să trecem peste orice moment greu, să întâmpinăm orice obstacol, să ne bucurăm de orice și să fim împreună. Premiul pentru costume și scenografie merge către toată lumina pe care nu o putem vedea, echipa CRIM. Un diamant adevărat nu e niciodată perfect. Mulțumim colegii noastre Vivi pentru toate costumele și toate recuzita de care ne-a făcut rost. Premiul pentru coloană sonoră se acordă trailerului Privighetoarea, realizat de echipa Cinemates. O să cantonez aici. Aș aprecia dacă mi-ați spune numele profesorilor evrei sau comuniști din școala dumneavoastră. Mulțumesc, e o onoare, sincer. Am muncit cam o săptămână. A fost o experiență minunată. Chiar ne-am chinuit cu toții să iasă ceva frumos. Am onoarea să acord marele premiu pentru scenariu unui trailer care a reușit, concentrându-se pe un singur personaj, să ne deschidă o lume. Pentru cea mai eficientă incursiune în sufletul romanului de veche în anul de secară, marele premiu pentru scenariu merge către Patricia Preda din echipa Cheta de Dor. Dacă aleargă și nu se uită pe unde merg, trebuie să apară de undeva și să-i prind. Asta de veche în anul de secară. Și atât. Vă mulțumesc, Bubi, pentru toți! Marele premiu pentru montaj se acordă trailerului Toată lumina pe care nu o putem vedea, realizat de echipa Hit List. Nu am de ales. Mă trezesc și îmi trăiesc viața. Marele premiu pentru imagine merge către trailerul Toată lumina pe care nu o putem vedea, realizat de echipa CRIM. Deschideți ochii și privește cu ei tot ce poți. Imaginea a fost unul dintre cele mai grele lucruri de realizat, pentru că a dat tot tonul trailerului. Am avut mult noroc și cu echipa pe care am avut-o. Am lucrat foarte bine împreună cu ei ca să ajungem la rezultatul final pe care l-ați văzut acum. Marele premiu pentru interpretare masculină merge către Mircea Popescu pentru interpretarea personajului Werner din trailerul Toată lumina pe care nu o putem vedea, realizat de echipa Hit List. Marele premiu pentru interpretare feminină merge către Raluca Nemeti pentru interpretarea personajului Marie Lor din trailerul Toată lumina pe care nu o putem vedea, realizat de echipa The Box Office. Extaz maxim în momentul de față, nu mă așteptam. Felicitări tuturor echipelor de astăzi, sunteți cu toții minunați și mulțumesc, Bubi! Premiul pentru regie merge bine tare către Ania Ionescu
Și echipa de Hidden... Ești ok, Ania? Căsuță. Unde ești tu, căsuță? Marele premiu Buvi 2021 merge către trailerul Toată lumina pe care nu o putem vedea, realizat de echipa The Hit List. E aici. E în casă. E un trailer foarte frumos. Vrem să felicităm încă o dată echipa The Hit List. Ne pare tare rău că nu sunt aici. În cazul în care s-au uitat la festivitatea asta live, le transmitem că ne-ar plăcea foarte tare să-i cunoaștem, așa că poate reușim să intrăm în contact cumva. Felicitări încă o dată tuturor și sperăm să vă vedem la anul. La final s-a adunat întreaga echipă, i-aș spune marea familie care a pus în scenă festivalul Buvi de la Focșani și care a făcut, să zicem, celebru orașul Focșani în țară cu cel mai inedit festival de film. Deși a fost greu, deși a fost condiții foarte complicate, nu ați renunțat și ați venit la Focșani. Am trăit 3 zile foarte intense, cu plânsete, cu râsete, cu nervi, cu foarte mulți nervi și cu foarte multă, foarte multă veselie și cred că asta e important. Așadar, încurajăm spiritul Buvi. Buvi înseamnă energie. Buvi înseamnă oameni mulți care transmit gânduri pozitive și energii pozitive și se bucură și bucuria aceasta ne hrănește pe noi extraordinar de tare. Am avut trainer de excepție, am avut un juriu de excepție, dar cel mai mult pot să spun că am avut copii și profesori de excepție și oameni suficient de nebuni, frumoși și nebuni, încât să se bage într-un proces care este atât de complicat, de lungă durată și care se finalizează într-un festival de 3 zile, unde e o bucurie fantastică să vedem piața centrală a Focșanului plină de copii cu tricouri, cu badge-uri, cu brățări, Buvi, discutând despre atelierele la care au fost, căutând nebunii următoarele ateliere sau fiind pur și simplu nemulțumiți că nu sunt suficient de multe ateliere pentru cei 500 și ceva de copii care au fost alături de noi la această ediție. În momentul de față sunt realmente fericită, consider că ediția a ieșit foarte bine, oamenii au fost mulțumiți, juriul și-a justificat premiile, felicit marele câștigător de anul acesta, echipa The Hit List, îi felicit din tot sufletul pe toți concurenții și pe, indiferent dacă au luat sau nu au luat premii, pentru că munca de fapt este aceeași. Vă mulțumesc tuturor, a fost o ediție absolut grozavă și o mare bucurie că am revenit cumva la normalitate și la prezența fizică aici. La final este despre voi, despre echipă, greutățile întâmpinate, momentele de luptă cu abandonul, greșelile asumate, este despre o nouă experiență de viață, o nouă lecție, despre învățare și educație, despre familie, profesori și prieteni, este despre noi toți ca societate. Un film despre ce se întâmplă în fiecare zi în noi. O carte pentru generațiile ce urmează. Noi vom fi tot aici, pe pagina de Facebook, pe YouTube și pe buvi.ro. Vedeți ce se întâmplă, citiți cărți, urmăriți trailerele incredibile și pregătiți-vă să participați la cel mai tare festival de book trailere din țară. Buvi e o lecție de viață. Pe curând!